Salutare și bine v-am regăsit la o nouă poveste. În seara asta vreau să vă citesc o poveste foarte frumoasă, scrisă de Grigore Vieru, care se numește Cele mai frumoase flori. Vreți să o ascultați? Super! Cele mai frumoase flori. Mâine e ziua mamei. Mitru vrea să-i dea un buchet de cele mai frumoase flori. Hei, dar cine știe cele mai frumoase flori? Hei, dar cine știe cele mai frumoase, frumoase flori? Și pe Mitru nici nu vrea să afle cineva despre ce îi pregătește el mamei. Am să mă duc la Albina, s-a gândit Mitru. Ea știe toate florile. Și se trezi cu noaptea în cap să prindă Albina acasă. Pe un fir de romaniță, Albina se spăla pe ochi cu un bob argintiu de rouă dinaintea casei ei. Albiniță, Albiniță, pe un fir de romaniță, tu de aici la șapte poști toate florile cunoști. Îi spune Mitru Albinei. Ia să vedem, Albina, ce flori cunoaște. Hai să căutăm cele mai frumoase flori. Albina își ridică privirea, îl privi mirată și nu spuse nimic. Nu-i prea plăcuse ei acest hai. Și nu, te rog. Mitru însă înțelese că Albina nu vrea să-l ia cu ea și adăugă: pentru mama mea. Bine, mergi cu mine, i-a răspuns scurt Albina, pentru că ea mai mult face treabă decât vorbește. În câmp, Albina se opri pe o floare mare roșie. Mitru întrebă: aceasta e cea mai frumoasă floare? Nu știu, acuși vedem, i-a răspuns Albina, făcându-se nevăzută printre petalele florii, dar tot atunci ieși numai decât la suprafață. Nu, aceasta nu este frumoasă, și fuga fugulița o luară mai departe. Ia să vedem ce floare mai găsesc. În drum găsiră niște floricele albastre. Albina iar se ascunse înăuntru unei flori și stătu acolo mult timp. Afară ieși plină pe mustăcioară de niște făinuță galbenă. Aceasta e o floare frumoasă, a spus Albina. De ce să-mi miră Mitru? Doar cealaltă roșie era mai mare. Frumusețea nu se caută pe din afară, îl lămuri Albina. Pe dinăuntru? Și tot atunci se afundă în altă floricea, tot albastră și tot mică. Băiatul se uită și el pe dinăuntru florii, dar nu văzu nimic. Aici este multă miere, a spus Albina. Iată de ce sunt frumoase aceste flori. Mitru puse limba pe ele. Florile erau tare, tare dulci. A rupt câteva tulpinițe, mai rupse și alte flori, albe, roșii, galbene, tot frumoase, după părerea Albinei. L-a purtat Albina tot câmpul în lung și în lat și tot crângul smălțuit cu flori. Cad din picioare, și-a spus Mitru, în schimb am să-i duc mamei cele mai frumoase flori. Ia să vedem ce părere are mama. A doua zi, Mitru întinse mamei buchetul de flori și o sărută de multe, multe ori pe ochi, pe frunte, pe obraj. Bucuroasă, mama l-a sărutat și ea pe băiat, pe ochi, pe frunte, pe obraj, tot de multe ori. S-a uitat la flori și a zis: acestea sunt cele mai frumoase flori. Ia să-ți văd ce flori frumoase i-a dus Mitru mamei lui. Mitru nu pricepu un lucru. De unde știe mama că acestea sunt cele mai frumoase flori? Doar ea n-a văzut pe dinăuntru florile. Sunt cele mai frumoase pentru că te-ai trudit pentru ele, a spus mama. Le-ai adus de departe, din câmp. Mitru s-a bucurat. Iată, va să zică, de ce sunt frumoase aceste flori. Seara Mitru i-a spus Lenuței, vecinei lui, că mierea ursului și alte flori de câmp pe care le-a strâns el azi sunt cele mai frumoase flori din lume. Sper că v-a plăcut povestea mea din seara asta, iar eu vă aștept curând la o nouă poveste. Să aveți o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!